Vă mulțumesc, domnule președinte, ședință. Stop programărilor abuzive pe platforma econsulat.ro. Românii din diaspora așteaptă luni în șir să se programeze pentru orice serviciu la consulat. De ce? Pentru că niște șmecheri, atenție, cu ajutorul statului român, speculează acest fenomen și se ocupă să blocheze în calup zeci și sute de programări. Așa numitele firme intermediare, care știu ele mai bine cum să ajute românii din diaspora. Da, cerându-le bani pentru acele programări. Programări care, evident, ar trebui să fie gratuite. Gratuite pentru orice cetățean român. Vreau să ne ducem aminte că, după datele oficiale, în diaspora sunt aproape 1 milion de români cu domiciliu în străinătate, adică cu pașapoarte CRDS. În plus, alte 3-4 milioane au rezidență în străinătate, tot bazat pe date oficiale, publicate de țări din Uniunea Europeană și din alte colțuri ale lumii și confirmate de autoritățile române. Cu toate acestea, statul român ignoră această realitate. Guvernanții coaliției actuale, care se tot reciclează, separat sau combinat la putere de 30 de ani, aleg să ignore cu bună știință această realitate devenită și mai evidentă în ultimii ani. Faptul că statul român continuă să aloce resurse infime instrumentelor care să-i servească pe cei aflați în afara granițelor țării este doar un alt exemplu al bătăii de joc la adresa diasporei. Obiceiul acesta al unor firme de intermediari care folosesc abuziv sistemele de programare existente trebuie să înceteze și trebuie penalizat cu fermitate. Instituțiile statului român trebuie să-și facă datoria cu promptitudine. Dar ce să vedeți? Totul se întâmplă sub oblăduința coaliției PSD-PNL, care închide ochii când vine vorba despre aceste firme căpușe care fac bani pe spatele românilor, abuzând sistemele de programare pentru servicii consulare, creând astfel întârzieri și chiar blocaje. Soluția ar fi foarte simplă. Programările abuzive ar putea fi filtrate și blocate sistematic. Dar nu, este prea greu pentru PSD și PNL. Pentru că atunci când acesta are interese, totul pare greu. Soluția pe termen lung care ar fi o digitalizare extinsă a tuturor serviciilor consulare, care să aducă o servire mult mai eficientă și prontă pentru cetățenii români din afara granițelor țării. Să eviți să mai pui omul pe drumuri să se prezinte la ghișeu. Acesta este și proiectul depus de către mine și colegul meu, Radu Mihail, de a avea servicii consulare exclusiv online, de a respecta românii din afara granițelor țării. Sigur, sunt convins că nu vă place să auziți aceste lucruri, pentru că nu ați dat și nu dați doi bani pe diaspora. Pentru că știți că nu veți lua niciun vot din diaspora. Au mai rămas amețiți ăștia de la AUR, care vând vorbe goale, populisme și cam atât. Dar va veni momentul votului, în 2024, când emoția diasporei va schimba din nou soarta alegerilor. Să fiți siguri de asta. Vă mulțumesc!